Chiar la intrarea în combinatul chimic din Drobeta Turnu Severin a apărut un anunț potrivit căruia angajații de aici trebuie să prezinte, începând de astăzi, în afară de legitimația de serviciu și acea ținută decentă despre care se vorbește în anunț, și cartea de identitate sau buletinul. Angajații combinatului chimic se tem că ar putea fi dați afară dacă suflă vreo vorbă despre afișele apărute la locul de muncă. Oamenii se tem că datele de pe cărțile lor de identitate ar putea fi folosite ilegal pentru listele speciale de vot. Este un afiș acolo, pe noi nu ne lasă să-l filmăm, pentru că nu avem voie să fim nici aici, de altfel. Este neconfirmați prezența lui acolo? Sunt mai multe, nu. Sunt mai multe. Care spun același lucru. Ieri le-au pus. Nu pot să comentez nimic, că ești la cheremul lor. La prima restructurare, ți se pun actele în braț. Toți angajații au trecut de dimineață prin același filtru la intrarea în combinatul chimic. Nimeni nu a pășit înăuntru fără cartea sau buletinul de identitate. Vi l-au cerut? Da. Și ce v-au spus? Nu mi-a spus nimic. Mă las să mă verifice toată lumea cu buletine în mânele. Da. Deci, la intrare pe poartă, nu i-a spus că să oprim buletine. Da, vi s-a mai întâmplat așa? Nu. Prima dată, prea. Da. Nu a oprit, nu s-a uitat în el, dar poți deși atât. Buletin? Da. De mâine, dar nu știu. Așa ne anunță conducerea. Și nu v-a spus de ce? Nu. Misterul reținerii buletinelor nu ar fi greu de deslușit. La conducerea RAAN a fost instalat la propunerea PSD în luna mai Gheorghe Dulcea. Ca să fie sigur că oamenii nu vor vota altfel decât își dorește PSD-ul, directorul unității a reținut actele de identitate cu ajutorul cărora ar putea să umple listele suplimentare de vot la referendumul din 29 iulie. Potrivit unor surse din combinatul chimic, Dulcea ar fi organizat o ședință la care au fost chemați angajații. Li s-ar fi spus clar să meargă la referendum și să voteze pentru demiterea lui Traian Băsescu. Contactat telefonic, directorul RAAN Gheorghe Dulcea nu a fost de găsit pentru a oferi comentarii. Îndemnuri de a vota reprezentanții USL au existat pe platformele regiei autonome pentru activități nucleare și în campania pentru alegerile locale. Nici atunci reprezentanții acestei unități nu au comentat nimic. În orice caz, oamenii sunt speriați că își vor pierde locurile de muncă, mai ales că există asemenea presiuni. În total, la regia autonomă de activități nucleare din județul Mehedinți lucrează peste 3.000 de angajați.